Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM. Bine v-am găsit la Europa FM într-o zi specială, joia mare, anul acesta însângerată și grea, așa cum a fost tot postul Paștelui de altfel. Un invitat special în Piața Victoriei. Diplomat, fost ambasador al României la Vatican, în Portugalia și Franța, a fost ministru de Externe, doctor magna cum laude în teologie la Sorbona. Autor al numeroase cărți. Bună seara, domnule Teodor Baconski. bine ați venit în Piața Victoriei. Bună seara, doamna Dolgeo. Domnule Baconski, în postul Paștelui, în săptămâna patimilor, în Joia Mare, probabil și mâine în Vinerea Mare, iar mai apoi de înviere, de Paște, armata unui popor ortodox măcelărește alt popor ortodox cu binecuvântarea explicită a unei biserici ortodoxe care sfințește rachete și declară operațiunea specială ca sfântă. Asta ar trebui să fie o distopie, dar e realitatea. Cum poate fi explicată o asemenea realitate? Cum poate fi asumată, digerată de lumea creștină, nu numai ortodoxă? Da, tot ce se întâmplă în, în țara vecină cu noi și în inima Europei de peste 55 de zile ne-a lăsat într-o perplexitate morală și. Cred că, deși suntem obosiți, chiar dacă urmărim acest război la televizor sau pe ecranele noastre, suntem obosiți pentru că în fiecare zi aflăm uh, noi atrocități uh, și suntem uh, ca într-un stal de teatru, uh, urmărind uh, un teatru de război. Care nu pare să aparțină secolului 21 și totuși e realitatea de lângă noi. Cred că solidaritatea cu ucrainenii, în ciuda acestei oboseli, ne antrenează simțul umanității, ne, ne ține busola morală vie. Și cu atât mai trist ce se întâmplă cu cât, într-adevăr, războiul s-a suprapus peste postul mare, Pascal și s-a intensificat pe măsură ce 5 milioane de ucraineni au rămas fără țară și fără acoperiș, fără joburi. Alte câteva milioane s-au deplasat în Ucraina din est spre vestul, mai puțin expus operațiunilor militare și agresiunilor, bombardamentelor, dar în orice caz e stupefiant tot ce se întâmplă și cu atât mai mult trebuie să Fim pe fază și să reacționăm și să ne solidarizăm, pentru că asta, cel puțin, societatea civilă din România a reușit foarte bine. Adică, am văzut că, în mod spontan, zeci sute de mii de români, și nu doar cei din regiunile de graniță, ci și în gara de nord, la București, și în spitale, și în centre de plasament pentru refugiați, au fost foarte deschiși și au, au încercat să facă tot ce le stă în putință pentru a atenua uh, drama prin care trec uh, vecinii noștri. Altfel, uh, suprapunerea aceasta la care vă refereați între război și uh, uh, perioada pascală este uh, sinistră. Nu, nu cred că putem găsi sufic cuvinte suficient de tari pentru a o uh, condamna și Chiar mă gândeam, e zilele trecute, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a solicitat o, un, un armistițiu pascal. Nu? Deci asta s-a întâmplat și în, de Crăciun, în primul război mondial. Asta prelungește o tradiție veche europeană, care se numea în franceză «Trêve de Dieu. Deci, chiar dacă sunt uh, ciocniri războinice uh, în preajma marilor sărbători creștine, prevalează uh, simțul acesta al uh, sacralității anumitor momente. E bine, iată că Rusia pretins, uh, pravoslavnică, care poartă acum un război uh, civilizațional cu Occidentul decadent, cel puțin asta este. Uh, teza pe care o vântură Patriarhul Chiril de la Moscova și, aș putea spune, acoliții săi, e, e vorba de o trădare a creștinismului în toate principiile lui, în toate poruncile lui morale, în toate imperativele lui fundamentale. Deci, o alterare politică și acum militară a ideii de război, pentru că în învățătura creștină Singurul război just este războiul de apărare a propriului teritoriu, războiul defensiv. Acela poate primi binecuvântarea bisericii atunci când o națiune este agresată. Dar războiile de cotropire, de invadarea altor state nu pot obliga niciun fel biserica să aprobe o astfel de decizie. Care este substratul subordonării Bisericii Ortodoxe Ruse în general și a Patriarhului Chiril în mod special față de Kremlin? Nu e neapărat o poveste nouă, nu e o surpriză în istoria Rusiei. Nu, tocmai că această subordonare cezaro-papistă este o tradiție triseculară în Rusia țaristă, continuată și în perioada sovietică când Biserica Ortodoxă Rusă a fost ciomăgită, marginalizată, când a devenit un rezervor inepuizabil de martiri. Dar tot atunci Stalin a folosit ortodoxia rusă în război antinazist. Însă de la Petru cel Mare încoace, statul rus, încarnat prin un autocrat, a subordonat complet biserica ortodoxă. Adică Sfântul Sinod n-a mai avut niciun fel de libertate, a devenit un departament al statului și a fost în permanență inclusiv prin mecanismul acesta cumva pervers de salarizarea clerului, nu? Deci de transformarea preoțimii într un corp de funcționari publici. Prin acest mecanism și prin presiuni directe, Biserica Ortodoxă Rusă s-a identificat complet cu uh, statul rus, uh, împrumutând de la el toate uh, o întreagă filozofie a istoriei, de pildă ideea uh, pe slavofililor din secolul XIX, care, cei drepte, erau inspirați de, de romantismul german dar care au atribuit Rusiei un rol specific în lume și anume nu doar să asigure fizionomia unei lumi rusești între Asia și Europa, ci și să respiritualizeze Occidentul, care încă din secolul XIX era criticat în Rusia, adică inteligenția rusă socotea că Occidentul e prea materialist, că e prea individualist, că și-a părăsit spiritualitatea creștină și așa mai departe. Și deci asta e o constantă în istoria ortodoxiei ruse. Iar acum, în ultimii 20 de ani nu, de puterea lui Putin, când s-a reluat toată această viziune asupra vocației mesianice a Rusiei, asupra conflictului ei inevitabil cu Occidentul, biserica rusă a ținut isonul și n-a ieșit din vorba noului țar, iar acum se pune într-o contradicție teologică și morală absolută cu propria învățătură. Deci a devenit o biserică odioasă în restul lumii ortodoxe, pentru că, așa cum spuneam, binecuvântează un război de agresiune și nu unul de apărare. Ce efect va avea asupra lumii ortodoxe acest moment odios, așa cum bine l-ați definit? Lumea ortodoxă era deja divizată, pentru că după ce a căzut Imperiul Bizantin, în secolul XV, a apărut acest Commonwealth post-Bizantin, cum îl numea chiar un savant rus de la Oxford și în interiorul lui bisericile ortodoxe s-au lipit de națiuni pe măsură ce acestea s-au cristalizat și au delimitat frontierele și au scăpat de Imperiul Otoman inclusiv prin rolul pe care Rusia și l-a asumat în secolul XIX, acela de protector al popoarelor ortodoxe. Numai că protecția asta s-a făcut prin anexări și invadări Adică, tot cu forța, așa încât stau și mă întreb dacă sistemul otoman al mileturilor nu era mai convenabil pentru diversele comunități creștine, sârbe, grecești, bulgare sau române, decât ocupația rusă. Dar, cum spuneam, lumea ortodoxă era și înainte de război divizată, odată prin aceste autocefalii naționale, deci. Fiecare Biserică Ortodoxă, sunt vreo 15, funcționează într-o anumită țară. Și toate au fost mai mult sau mai puțin tentate de această erezie a naționalismului religios, care se numește filetism. Fiecare dintre ele au intrat într-un concurs care, care reprezintă mai bine Ortodoxia, tradiția apostolică, bizantină, patristică. Și Rusia fiind cea mai mare Biserică Ortodoxă. Evident că a scos din sertar teoria asta că ea reprezintă a treia Romă, adică aveam prima Romă imperială veche, unde s-au instalat papii, a doua Romă, Constantinopolul, care iată a căzut sub puterea Semilunii, și atunci a ștafeta istorică e preluată de Moscova. Acum, sigur, pentru noi, ca membri UE și NATO, a treia Romă e la Washington, care chiar a fost desenat de, de fondatorii, părinții fondatori ai Statelor Unite ca uh, vechea Romă, adică la, la Washington, în mod deliberat, toate clădirile uh, publice uh, cu, cu un rol instituțional uh, imită uh, arhitectura din uh, romantică. Uh, bun, dar Moscova zice că ea e aia a treia Romă și pe această bază a creat deja în ultimii ani tot felul de diviziuni. De pildă în 2016, după războiul rece, după ce a căzut URSS și Cortina de Fier, bisericile acestea ortodoxe s-au străduit să convoace un sinod panortodox și s-au gândit ele că, mă rog, să aleagă un fel de teritoriu neutru în insula Creta, Uh, numai că acolo biserica ortodoxă rusă a, a lipsit. Uh, deci, uh, deja a început un boicot. De ce? Pentru că e lupta dintre Chiril și Bartolomeu, între a doua și a treia Romă. Sigur, Bartolomeu are patriarhia lui Micuță în Fanar uh, și în imensitatea unei metropole musulmane, la Istanbul. Uh, dar uh, rămâne primul inter pares, adică reprezentantul cel mai prestigios și respectat al întregii lumi ortodoxe. Bineînțeles că pentru ruși chestia asta nu e valabilă și ei au spus întrebând într-un fel ca Stalin, nu câte divizii are papa, ce forțe are patriarcul Bartolomeu. El e un vestigiu muzeal, sigur că poartă în spate 1500 de ani de istorie, dar nu mai contează în raporturile de forță și mai ales în fluxurile financiare, pentru că Biserica Ortodoxă Rusă, cu acest fost caghebist care își face cruci de zor în toate bisericile, a devenit și un sponsor la Muntelea Atos, ajută diverse comunități ortodoxe din Occident, rusești sau ucrainene. E bine, acum cu războiul, toată această lume deja divizată a început să intre, să și agraveze deriva și lipsa de unitate a devenit tot mai vizibilă. Sunt foarte mulți uh, creștini ortodoxi, uh, începând cu cei din Ucraina, uh, care nu mai vor niciun fel să aibă de-a face cu patriarhia rusă. Și deci putem anticipa că după, după război, se va produce o unificare națională a Bisericii Ortodoxe Ucrainene. Acum ea este împărțită în două. Cea mai mare parte dintre parohiile uh, ucrainene, uh, peste 20.000, uh, se află sub jurisdicția canonică a Patriarhiei de Moscova. Dar de doi ani încoace, în 2019, de fapt, Bartolomeu a dat un tomos de autocefalie și a practica... Uh, rupt uh, o parte din biserica ortodoxă ucraineană de uh, puterea Moscovei. Ei, acum, evident că uh, e imposibil pentru credincioșii care merg la biserică, uh, la bisericile, să zicem, de sub uh, pulpana Moscovei, să audă la Sfânta Liturghie că e pomenit uh, patriarhul Kiril, Chiril, nu? pentru că el este garantul imoral al acestei tragedii care s-a abătut asupra țărilor. Dar și în diaspora ortodoxă cred că se vor produce astfel de rupturi. Unii stau pentru că sunt plătiți de Moscova în expectativă, a Patriarhia Antiohiei, de exemplu, nu a fost deloc vocală, dar alte biserici ortodoxe din Finlanda până în Balcani și în Africa de Nord au spus că se dezic de Chiril. Asta n-a ajuns încă la o excomunicare sau la o schismă explicită, dar anunță timpuri grele pentru cei care mai sperau că e posibilă unitatea panortodoxă apar fisuri chiar în interiorul aceleiași biserici ortodoxe și vă dau exemplu chiar biserica ortodoxă română. Pe de o parte avem poziția foarte fermă și foarte corectă a patriarhului. Pe de altă parte avem poziții, poziția arhiepiscopului Teodosie, da? un susținător explicit al lui Vladimir Putin, care invocă ctitoriile lui de la Kremlin și faptul că ele vor uh, rămâne, nu-i așa? În uh, alt preasfințitul teodosie, fiind unul dintre cei mai populari uh, în alți uh, prelații bisericii ortodoxe române. Deci, vor exista asemenea fisuri, vor se, se, se uh, exacerbează asemenea fisuri care existau dinainte, sigur, știm și din timpul pandemiei, dar acum ies din ce în ce mai tare la suprafață? Uh cred că noi descoperim istoria și geografia Ucrainei în timpul războiului. Înainte era și biserica și statul, se afla în inerția doctrinei izolaționiste a lui Ceaușescu. România are de jur împrejur numai dușmani istorici, ereditari, cu care nu ai cum să dialoghezi și de asta și în Biserica Ortodoxă care la noi e destul de naționalistă, a persistat această impresie proastă despre ucrainieni. Adică, oamenii, necunoscând istoria, au uitat că teritoriile rupte din România Mare în 40 n-au fost anexate prin ultimatum de națiunea ucraineană, ci de Stalin, în acord cu Hitler, care a rupt și din nord-vestul Transilvaniei uh, și ne-a uh, lăsat fără Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herței. Uh, deci așa mi explic faptul că uh, până să dumiresc, până mai de consultul manual de istorie, uh, o mulțime de uh, ierarhi sunt încă în inerția acestui model. Uh, ucrainienii sunt ei ortodoxi în mare măsură, dar uh, uite că ne-au uh, furat teritorii și persecută, pe, uh, persecută minoritatea românească de acolo. Uh, însă Patriarhul Daniel a înțeles foarte bine miza uh, în altul Teodosie de la Constanța. N-a înțeles cât de importantă e pentru NATO Constanța. Uh, se pare că uh, se comportă ca un fel de agent de influență rus. Uh, e și obscena această inițial-encomiastică la adresa lui Putin o fi făcut ea niște ctitorii. Dar să spui ce, au fost mitraliate ctitoriile? Da, au fost mitraliate și ctitoriile în Ucraina. Avem deja o arhivă foto cu biserici care au căzut victimă lipsei de precizie a armamentului rusesc, mai mult sau în țin sovietic. Uh, și Patriarhia, uh, Biserica Ortodoxă Ucraineană le-a spus credincioșilor de Paști să nu meargă la biserică, uh, ceea ce este ceva nemaibitor și, și groaznic, uh, dar arată că uh, bisericile din Ucraina, ca lăcașuri de cult, sunt uh, la fel de expuse uh, invaziei ca orice altă uh, clădire. Deci, eu mizez pe o lămurire graduală a în, întregului cler și a ierarhiei ortodoxe de la noi. Eparhile de pe granița cu Ucraina au fost în prima linie a mobilizării pro-refugiați și au făcut o treabă foarte bună. Cu eforturi umane, financiare, logistice, trebuie să apreciem acest lucru. Apoi, Linia mare, strategică, aici o dă patriarhul, nu cu tare episcop de nu știu ce parhie. Dar, totuși, mă aștept ca poziția Ortodoxiei Române să fie din ce în ce mai limpede, lipsită de echivocuri și să iasă mulți din amorțeala asta, din expectativă, din. Când că altfel creează impresia că. În stilul FSN 90, când a avut loc puciul de la Moscova, domnule, hai să nu ne grăbim cu, să, cu concluziile, să vedem totuși cine câștigă. Deci, cine câștigă. Da, deci aș vrea ca nu acest comportament să, să fie, de fapt, modelul bisericii noastre. Domnule Teodor Baconschi, în ce fază a războiului suntem în, în acest moment? toți au zis că e o altă fază, de, de, și pleacă de la observația că Putin și a ajustat uh, pretențiile pentru că a fost pentru uh, că n-a reușit ce și a propus în prima fază a războiului uh, care viza o invazie totală a Ucrainei, viza uh, cucerirea capitalei și schimbarea prin forță a guvernului legitim al Ucrainei. Ori, între timp, am văzut cu toții că rezistența armată și civilă a ucrainenilor contra invaziei a depășit toate așteptările, că în loc, în loc de un război civil în Ucraina, provocat de omuleții verzi și de cârtițele lui Putin, ne-am ne -am trezit cu o națiune bloc absolut solidară în jurul președintelui Zelenski, care a făcut din Kiev capitala lumii libere și din propria sa linie, comunicare politică vocea lumii libere. Deci, Estul Europei, acum, prin tragedia ucraineană, se situează în centru tuturor analizelor strategice legate de destinul Occidentului. s a schimbat, s-au schimbat fundamental accentele. De unde era o periferie negociabilă, gri, Ucraina și Europa de Est, în ansamblu, au devenit pivotul apărării valorilor occidentale. De ce? De ce lumea spune, până la urmă, războiul lor mi-a mi crescut factura în preocupările românilor. De exemplu, războiul a căzut pe locul 2 la mare distanță de frica de prețuri. De ce e atât de importantă Ucraina? Da, nu trebuie să-i să uh, condamnăm și, trebuie, din potrivă, trebuie să ne înțelegem compatrioții că, până la urmă, tu, noi toți plătim facturi. Nu asta e problema. Și vedem că e, e ceva inflație și că uh, războiul provoacă reacții în lanț care au un impact economic global și acest impact nu e bun pentru că și Banca Mondială și. Femeii uh, au redus prognoza de creștere globală a economiei uh, la 2 și ceva, uh, și creșterea economică a României de anul acesta s-a uh, diminuat uh, ca prognoză. Uh, în Franța, unde a, a avut loc dezbaterea dintre finaliști, Chestiunea puterii de cumpărare, nu, cum o Centrală. numesc ei, a fost de asemenea în competiție cu chestiunea geostrategică a războiului din Ucraina, dar eu zic că trebuie să avem atenția distributivă, adică să ne preocupe, bineînțeles, și ce se întâmplă pe plan economic, financiar, dar să nu dăm vina pe ucraineni. Până la urmă consecințele negative din punct de vedere economic ale războiului sunt de imputat celui care a început acest război, adică Vladimir Putin și uh, camarila lui de la Kremlin. Uh, pe de altă parte, ar trebui să uh, sperăm și avem totuși motive să, să o facem că războiul nu se va prelungi mai mult de 2022 că totuși a început ofensiva în Donbass și e neconcludentă. Trupele ruse sunt obosite, dispersate, armamentul pe care l-a primit Ucraina din tot Occidentul este în mod de evident foarte eficient în oprirea chiar și a cuceririi militare a celor două republici zise separatiste. Pe care Duma de Stat le-a recunoscut ca independente înainte de 24 februarie. Și deci, sancțiunile încep să producă efecte serioase în Rusia: șomaj, lanțuri de producție întrerupte, criză de piese de schimb. Și o mulțime de alte efecte macroeconomice, financiare, care îi trezesc la realitate pe ruși destul de rapid. Adică, vedem, îi trezesc? Că în ultimele... Vi se pare că eu îi trezesc? zic că da, pentru că trebuie să ne uităm la ce face elita. Și în elita au început să se audă tot felul de murmure și de proteste, și cred eu că. Chiar dacă Putin e în mod limpede rup de realitate, adică să, toate analizele ne arată că el nu numai că nu iese din casă, de lângă Moscova, dar nu mai vorbește decât cu 3-4 oameni în care mai are încredere. Dar rumoarea din Rusia va ajunge și la urechile lui, pentru că va crește în următoarele săptămâni. Eu nu cred că... Sigur, el a mizat pe o victorie. Dacă se întorcea rapid cu o victorie pe tavă, atunci a, toată lumea l-ar fi urmat. Dar un, autocrator care, un autocrat care nu livrează o victorie militară după ce a început un război, e sortit pe ei. Asta e chiar ciclic în istoria Rusiei, nu? Așa s-a întâmplat tot timpul. Și cred că. Revenind la ce spuneați, românii, nu, nu, aș spune, se împart, nu ne împărțim cu toții între, între grija de ziua de mâine și uh, grija pentru libertatea noastră, pentru că asta e miza până la urmă. Ce ne facem dacă acest uh, unanim declarat criminal de război uh, intră în Moldova? Nu? Și ne trezim cu el la galați. Ce, ce ne facem dacă se curizează cucerirea și după aceea guvernarea militară a acestui culoar între Donbass și Crimea și e la doi pași de noi în Odessa și așa mai departe. Deci, soarta războiului e decisivă și pentru coagularea Occidentului și pentru a, pentru cine câștigă în această uh, confruntare între despotism și democrație? Uh, unul dintre oligarhii, să spunem, oligarhi de bine ai, uh, ai Rusiei, ai Oleg Tinkov, cere Occidentului să îi oferă lui Putin o ieșire spre pace. Uh, și acesta este și un principiu al oricărei încheieri, oricărui război. Oricine trebuie să aibă bucățica lui de demnitate. Cu atât mai mult Putin, care spuneați că dacă nu se întoarce cu o victorie în buna tradiție istorică a Rusiei, va fi devorat țarului să iartă orice, cât timp este învingător. Cât nu, mai este, cât nu mai este învingător, lucrurile se schimbă. Și de aici două întrebări. Putin, pe de o parte, ar accepta o ieșire, dacă i s-ar oferi, și care ar putea să fie aceasta? Eu cred că el acum, zice așa, până la 9 mai, dacă se poate, pun mâna pe Donbass. Chiar dacă el fac praf și chiar dacă continuă un, o urbană acolo, eu declar că le-am luat în Rusia și iată că n-am făcut tot tapajul ăsta degeaba. Dar nu cred că ucrainenii mai lasă ceva îi vor lăsa Crimea, că probabil n-au cum să se întindă până acolo ca să o elibereze, dar Cozârev, uh, ministrul de externe rus, uh, care trăiește în Occident și cunoaște din, dinăuntru mentalitatea Kremlinului, a spus foarte clar, acum trei săptămâni, că Putin nu știe decât de frică și de forță. Nu mai respectă telefoanele, demersurile diplomatice uh, și propunerile pe hârtie. Uh, așa încât, dacă Ucraina poate învinge armata rusă și în Domba și o poate respinge în afara frontierelor de stat ale Ucrainei, nu ne mai interesează, cred acum, ce, ce, ce o să facă, pe unde scoate cămașa Vladimir Putin. E, e problema pe care el a generat-o și pe care nu are decât să o gestioneze pe plan intern. Da, dar este o spaimă că împins într-un colț și lăsat fără nicio variantă onorabilă pentru sine, ar putea recurge la ceea ce tot vântură mai, mai mult sau mai puțin amenințător de ceva vreme, și anume arsenalul nuclear al Rusiei și cel chimic, dar. Primă da, păi, uh, genul ăsta de amenințare sau, cum mi se mai spune, șantaj nuclear uh, e practicat și în Corea de Nord de mulți ani și, uh, cu toate astea, uh, n-a reușit decât să prezerve regimul de acolo care stă pe perfuzii chineze. Uh, dar uh, nu trebuie să ne speriem. Zelenski a cerut lui Biden să declare Rusia să o pună pe lista statelor sponsor ale terorismului e, și atunci ar trebui să împrumutăm logica guvernelor democratice care nu negociază cu teroriștii. Dacă începem să spunem o să declanșeze atacuri nucleare tactice în Ucraina dacă nu îi se dă Donbasul și să-l presăm pe Zelenski în acest sens, e complet imoral și e în contradicție cu fluxul de asistență militară din vest pentru Ucraina, care chiar îi permite să-și apere întregul teritoriu. Deci ar fi... trebuie să fim coerenți ca democrații și să, să vedem că Ucraina va schimba odată eliberată și intrată în Uniunea Europeană. Sigur, nu o să se facă asta în, în doi ani, dar asta e perspectiva clară, atunci Rusia n-are decât să-și lingă rănile, să facă o introspecție națională, un bilanț de etapă istoric, moral și politico-filozofic. Elitele ei n-au decât să deschidă un alt capitol și să arate că Rusia nu alege pentru restul secolului 21 să devină vasalul Chinei, și că întreaga ei identitate e europeană, cultura ei este europeană. Cu alte cuvinte, în Ucraina s-a tranșat această dilemă slavofilă din blocul slavilor de est, din Rusia, nu există o lume rusă între Asia și Europa. Iată că nu poate exista de sine stătătoare. Și atunci tot va trebui ca Rusia să aleagă în final Asia sau Europa. Dacă va alege Europa, atunci îl va repudia pe Putin și uh, se va decomuniza cu adevărat și va demonstra că e o, o națiune compatibilă cu democrațiile europene. Astea însă, bun, sunt de, de, political fiction deocamdată, dar uh, nu vor putea evita uh, un răspuns definitiv sau, în orice caz, de lungă durată la dilema în care se complac. Uh, și dacă ei vor să mai uh, adică Rusia fără Europa nu poate exista de fapt. Se sinucid colectiv sau uh, se reinventează uh, într un alt regim politic deschis și atunci uh, putem într adevăr vorbi despre o Europă de la Lisabona la Vladivostok ca un fel de pălărie, uh, un lans de democrații deasupra Indiei și Chinei. Duminică va fi un test important. Franța are de ales între actualul președinte Macron și uh, doamna Le Pen, care este o apropiată a lui Putin, putem spune, a susținut adesea pozițiile lui Putin, are împrumuturi făcute în bănci de la Moscova, lucru invocat de președintele Macron chiar în dezbaterea de aseară. Aici um, sunt două aspecte, sigur, întrebarea cea mai importantă este cine va câștiga, dar um, merită o și o privire asupra primului tur, asupra faptului că extremele din Franța au în acest moment peste 50%, au obținut în primul tur, uh, și faptul că o persoană atât de asociată cu, cu Putin și cu regimul de la Moscova a, a ajuns la un scor mai mare decât în urmă cu 5 ani. Da, eu aș vrea să câștige, să câștige Emmanuel Macron pentru că nu pentru că așa arată deja sondajele recente care îi dau un mic avans, mai mic decât în precedenta lui confruntare finală cu Marine Le Pen. Pentru că Macron este un lider competent, pro-european și care poate ține Franța pe linia aceasta foarte importantă pentru unitatea Occidentului. Pe de altă parte, Marine Le Pen nu, nu e mai vinovată de complicitate cu Putin decât alți lideri occidentali. Întregul Occident a contribuit din două motive, un fel de idealism moral tipic occidental, de matrice protestantă și pragmatismul ăsta lacom al capitalismului care vrea să-și maximizeze profitul. Grazie. Și pe acest fundal putem să facem liste nesfârșite de actori politici, instituționali și economici occidentali care au umplut pușcurița lui Putin, i-au consolidat regimul, l-au considerat frecventabil, au sperat că el e predictibil și s-au înșelat. Acum, sigur că foarte mulți se trezesc, unii regretă, au acest bun simț, alții se fac că plouă, dar cert este că Marin Le Pen e o suveranistă eurosceptică care are omologi în toată Europa, inclusiv în cea de Est, și deci ea exprimă o etosul unei bune părți din electoratul european care are dreptul să se facă auzită la Bruxelles. Adică și instituțiile europene trebuie să, să analizeze mai serios motivele uh, succesului de care se bucură populismul suveranist în toată Europa, să analizeze mai serios ce a uh, declanșat Brexit-ul, uh, să propună poate un nou tratat uh, deci uh, al Uniunii și să poate și o o nouă, un nou tratat constituțional în preambulul căruia să nu ne mai fie atât de jenă să recunoaștem rădăcinile iudeocreștine ale civilizației noastre. Deci sunt în pe țeavă tot felul de ajustări care se dovedesc necesare și care vor fi făcute tot sub presiunea războiului și a nevoii Occidentului de a ajuta Ucraina până la victorie. Sunt lecții de, de asimilat. Suntem pe final și aș vrea totuși să atingem pe scurt o, o, o temă. Cum vi s-a părut că s-a comportat politica externă românească în această criză ucraineană? Sigur că am fost pe linia UE-NATO în toate conclavurile excepționale care au avut loc în săptămânile de după declanșarea războiului am pledat și am fost auziți pentru nevoia asta de a echilibra prezența NATO pe flancul estic, pentru că a părut o, o asimetrie între Polonia și Baltici. și se contura un fel de tandem româno-bulgar ceva mai puțin servit de o prezență convingătoare a NATO aici, deci vom avea grupuri de luptă, vom avea asigurări practice de securitate colectivă în numele articolului 5, pe care noua doctrina NATO, așa cum se pregătește ea pentru ratificare la viitorul summit de la Madrid din luna iunie, ni le oferă. Deci, noi ne -am, am fost totuși destul de timizi din câte am văzut, adică s-a observat o... Diferență de ton și de tonus la București față de, iată, Polonia, care este clar liderul regional în chestiunea ucraineană. Fost noi trebuie să, am, am fost ultimii să care am expulsat că, diplomați ruși, nu? Da, 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 sigur. Nu, da, Noi trebuie să ne gândim că Zelenski, la mijlocul mandatului, va fi un lider uh, european, uh, un vecin cu ucrainini cu tot și cu ucrainenii care se vor întoarce, mulți vor reveni acasă, nu cred că sunt... Că în general, slavii emigrează în condiții extreme, dar țin foarte mult la patria lor. Și de-aia trebuie să amenajăm o, o relație de bilaterală pe termen lung, nouă, cu altă filozofie și să luăm în calcul... Interesul nostru, național de a vedea că Ucraina participă la cordonul ăsta de securitate antirusesc, pentru că nu, nu ne dorim un nou război rece, încă vreo 70 de ani de conflict sino rus versus Occident formalizat. Dar chiar dacă China are altă filozofie, e o mare putere comercială, începe să fie o putere tehnologică. Dar abordează altfel chestiunea luptei, competiției geopolitice, nu? E bine, dar totuși noi va trebui să avem un rol regional bine definit și asta se antamează acum. Deci e nevoie de mai multă asertivitate, de părăsirea oricărui complex și de corectarea din mers a vechii tradiții românești că Dom'le, hai să totuși să fim bine și cu unii și cu alții. Și ăsta e un fel de reflex peste timp al pseudosubtilităților diplomatice practicate de Ceaușescu, care să vedea în permanență țară punte, mediator în marile conflicte, dar nu vroia să fie de partea cuiva în mod clar. Ori, noi ca statul și NATO, bineînțeles că avem interesul major de a ne profila în această nouă dinamică regională. De ce? Pentru că gândiți-vă că Ucraina nu e cu Polonia e o contrapondere slavă de 80 de milioane la Germania. Noi trebuie să analizăm pentru pe termen mediu cum se va așeza România în această nouă ecuație. Domnule Teodor Baconschi, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în această seară în Piața Victoriei. Vă doresc și dumneavoastră, așa cum doresc prietenilor care ne ascultă, să aveți un paște tihnit, luminat, inspirat și să ne auzim cu bine, în mai multă pace, dacă s-ar putea, deși ne avem speranțe foarte mari pe termen scurt, să ne auzim cu bine după săptămâna luminată. Sără frumoasă și sărbători frumoase să aveți! Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu, la Europa FM.